Au fost odată ca niciodată Făt Frumos și Ileana Cosânzeana. Când a venit clipa pețitului, Făt Frumos i-a chemat pe muzicanții din Bremen să-i cânte Ilenei despre curajul său, despre cum a lăsat în urmă mări și țări, a otrăvit apele zmeului zmeilor, codrii lui Dracula și a dărâmat munții balaurului cu 7 capete, pentru a ajunge la inelul care să-l facă stăpân peste inima ei. Un inel la care au lucrat meșteri alchimiști, stropit cu apa vieții veșnice. Dar Ileana mai auzise povestea și știa că lupul cel rău seamănă adesea cu Făt Frumos. Nu crede în povești, spune Nucea Nuri și folosirii acesteia în exploatările zăcămintelor aurifere din România.